Să spun, apostolul Pavel spune că în drumul acesta pe care voi porniți, îl mergeți. Este alenecat. Și drumul acesta nu se face fără fel, ci de stări, dar nu. Domnul Suliman spunea că nu a te-a dat sau. Să nu apelați la oameni, la părinți, la... Aș vrea să vă spun la cine s-a apelat, la cel mai bun prieten care poate să vă ajute. Și mi-a spus să vă spun în dimineața aceasta. La cine s-a apelat? Scrie în Psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă în ziua de casă și eu te voi izbăvi. Iar tu, oameni fostări, în ziua necazului, mi-a spus Domnul să vă spun să-L chemați pe ea. Pentru că El este singurul care are puterea să vă dea ajutor. El este singurul care poate să vă ajute să mergeți pe calea cea bună, cea dreaptă. El este singurul care poate să vină să vă ia sarcina, povara pe care voi o purtați, ca să puteți merge pe drumul pocăinței și să ajungeți în împărăție. Domnul meu spune să vă spun, să chemați pe ea. Vă citesc încă o dată. Cheamă-mă în ziua de casă și eu te voi spăzi. Iar tu, mă Iisus, când vom ajunge acolo, pentru că veți chema pe Domnul în desposlăvirea Lui. Îi da slavă, glorie, cinste și mărire, pentru că El a fost acela care a mers cu voi în părcuța aceasta a vieții. Acum ar vrea să ne ridicăm în picioare.